Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea 1 Corinteni și vom citi încă o dată la versetul 17, acum până la încheiere la versetul 34 din 1 Corinteni, capitolul 11. Luăm tot pasajul despre cina Domnului. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partii de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Zic încă o dată, lăudat să fie Domnul. Amin. Merită Dumnezeu să fie binecuvântat și lăudat de noi, frați și surori. Bun a fost și este Domnul cu noi, bun va fi Dumnezeu cu noi, bun este Domnul, preamărit să-i fie numele. Dragii mei, în această seară continuăm să studiem și să învățăm din Cartea 1 Corinteni lucruri frumoase și importante pentru viața noastră cu Dumnezeu. Am ajuns la acest frumos pasaj din 1 Corinteni, capitolul 11, în care Apostolul Pavel ne învață și ne explică cum ar trebui să ne pregătim pentru a sta la masa Domnului. Aș vrea în început să vă spun o întâmplare din familia mea. La un moment dat, unul din băieții mei vine la mine și îmi spune să verifici repede ce a făcut fratele meu pe laptop, că a făcut ceva treabă și cred că a făcut ceva ce nu trebuia. Dar să te uiți acum. Dar foarte insistent, acum n-am timp, dar acum să te uiți să vezi ce a făcut, dar foarte insistent. Și eu zic așa, auzi, hai să mă uit prima oară ce ai făcut tu pe computer și după aceea mă uit și la fratele tău. Vrei să facem așa? S-a blocat, așa se de la mine spune, nu, mai bine să nu te mai uiți. Dar am zis, dacă tot vrei să ne uităm, hai să ne dăm la tine prima oară, după aia ne uităm și la el. Nu, nu, ți-am spus că gata, să mă lași, nu mai vreau să te uiți la nimic, să mă lași în pace. Foarte repede suntem pregătiți să-i analizăm pe alții. Foarte repede suntem pregătiți să analizăm viața altora. Suntem experți în a analiza viața altora și ne place foarte mult să-i analizăm pe alții. Când e vorba de alții, avem explicații, avem argumente, știm exact cum să aplicăm Sfânta Scriptură, parcă și versetele așa devin pe rol, una după alta, cum să-i spunem ca să știe fratele că-o greșit. Când e vorba de noi, e un pic mai dificil, dar când e vorba de alții, suntem foarte bine pregătiți. Tare mă gândesc, dragii mei, că suntem și noi exact ca și farisei. Ne place foarte mult să privim pe alții, să argumentăm pe alții, de noi ne găsim fel de fel de scuze și de argumente. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos este asaltat de farisei pentru că au prins o femeie care săvârșea actul preacurviei. Ne spune cartea Ioan, capitolul 8, versetul 4 la versetul 5. Și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia.
Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Și văd așa insistenți, bancă ne spune mai târziu că stăruiau neîncetat, tot insistau înaintea lui. Ce zici, Doamne? Ce zici? Spune, cum e? Că așa spune legea. Legea trebuie aplicată. Ar trebui să zici acum cum să facem cu ea. Când era vorba de ei înșiși, au găsit fel de fel de argumente ca să se scuze. Acum, Domnul Hristos îi contracarează în Marcu, în capitolul 7, și ne spune de la versetul 9 până la 13. El a zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricui te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și o faceți multe alte lucruri de felul acesta. Când era vorba de ei înșiși, au găsit multe argumente scripturale cum să argumenteze. E adevărat că Biblia spune să cinstești părinții, dar noi am găsit de bună cale că dacă cineva face pentru Domnul ceva, el poate spune că aceea a fost închinată Domnului și ca și cum ar fi făcut un bine pentru mama și tata, se aplică că ei au făcut bine pentru Domnul în alt domeniu. Și așa s-au disculpat față de o cerință biblică care le cerea lor implicarea personală. Domnul spunea, bine știți voi să desfințați Scriptura în folosul vostru. Când era vorba de alții, în schimb, la literă de lege, nu spune în Biblie să facem așa, nu cerem Moise să ucidem cu pietre, și Domnul Hristos are o replică extraordinară. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? E bine, dragii mei, de atâtea ori și noi cerem lui Dumnezeu să facă dreptate. Am auzit de multe ori această expresie, în special când cineva e supărat pe un frate, are o ceartă, o supărare. Frate, să facă Dumnezeu dreptate, martorii Dumnezeu, să facă Domnul dreptate. Și eu îi spun, ferească Dumnezeu. Dacă face Dumnezeu dreptate, a fi tare rău de tine. Dar de ce, frate, că el m-a greșit? Să facă Dumnezeu dreptate. Și noi spuneam foarte frumos, când arăți cu degetul spre cineva, nu uita că trei degete arată spre tine. Și tu ai o parte de vină în multe alte lucruri. Dacă Dumnezeu, ca un judecător drept, intră să facă dreptate, tare se poate că va face dreptate unilateral, în toate privințele, și la tine, și la alții, la toți. Și atunci intrăm și noi la socoteala și judecata lui Dumnezeu. De aceea, dacă Dumnezeu ar face dreptate și în dreptul nostru, oare ce-ar găsi Dumnezeu? În viața bisericii corintene erau o serie de probleme la care apostolul Pavel trebuia să dea răspunsuri și să reglementeze modalitatea în care ei trebuiau să se organizeze în biserică. De bună oară erau niște probleme vis-a-vis de relațiile dintre ei. Relațional aveau mari probleme. Erau partide, se separau între ei, se anatemizau unii pe alții, se purtau urât unii cu alții, se tăiau unii pe alții, se mâncau unii pe alții și aceste probleme s-au sfrâns și asupra cinei Domnului. Și în contextul cel mai special al bisericii, și spuneam și altă dată, dintre multele sărbători care noi le avem, cea mai specială care Domnul ne-a poruncit să o ținem este cina Domnului. Să ne întâlnim împreună, să sărbătorim moartea Domnului, jertfa Lui pentru noi și să proclamăm până la venirea Sa faptul că El ne-a mântuit prin jertfa sfântă, mărit să fie numele Domnului. Este cea mai sfântă sărbătoare care biserica o are. În timp, noi tradițional am adăugat alte sărbători, care în sine nu sunt rele, dragii mei. Că ne amintim despre jertfa Domnului, moartea Domnului, că ne amintim de nașterea Domnului și alte sărbători, nu sunt rele. Dar este cea poruncită de Domnul să faceți aceasta spre pomenirea mea, spunea Domnul Hristos. Și suntem chemați să o facem ori de câte ori ne adunăm împreună. Ei bine, dragii mei, când vorbim despre această lucrare sfântă, erau mari probleme în biserica din Corint și cei care aveau probleme relaționale au intrat în aceste lupte și ei. Ei bine, în vremea noastră, la 2000 de ani distanță de la nașterea bisericii, am acumulat și noi foarte multe tradiții și am desfințat anumite rânduieli și uneori și noi suntem confuzi față de cina Domnului. De exemplu, se pune o întrebare, care sunt elementele necesare pentru cina Domnului? Pâine, chec,
turtă, azimă, must, vin, suc, cu ce ar trebui să luăm cina Domnului. Și unii au creat o reală teologie vis-a-vis de elementele prin care se ia cina Domnului. Desigur, nu vorbim despre anomalie aici, cum au zis că unii în vremea de pandemie au luat cina cu cola și cu biscuiți, asta deja este o bătaie de joc. Dar vorbim despre, literalmente, felul în care organizăm elementele, care sunt ingredientele, la ce temperatură trebuie coasă turta pentru cina Domnului. Aici unii au făcut fel de legi și rânduieli și ne-am blocat în aceste lucruri. Alții vor spune ce înseamnă pregătirea pentru cina Domnului. Păi post, frate, trebuie mult post. Câte zile de post? Păi câte încape ca să fim pregătiți pentru cina Domnului? Abstinență în toate lucrurile, ca asta înseamnă să fii pregătit pentru cina Domnului. Să stai acasă, să nu pleci la plimbări pe altundeva sau să nu te cerți în familie. Suntem foarte atenți atunci înainte de cina Domnului, cu o zi, două, trei, nu ne certăm, nu discutăm, nu certăm copiii că vine cina Domnului duminică. Și am făcut și de aici un fel de rânduială și teologie cum să ne pregătim pentru cina Domnului. Când se face cina Domnului? Dimineața? Se face seara? Unii spun că numai joi seara e voie să faci cina Domnului, că în joia mare a făcut Domnul Hristos cina Domnului și numai atunci poți să iei corect cina Domnului. Alții spun că duminica. Și fiecare vine cu fel de rânduieli care în timp au fost acumulate. Unde se ia cina Domnului? Păi în cadrul comunitar, familiar, de acasă. Alții spun, păi la adunare se ia cina Domnului, împreună cu slujitorii. Și fel de argumente s-au construit în timp vis-a-vis de modalitatea în care se ia cina, cum ne organizăm, care este rânduială de la cina Domnului, o luăm în picioare, o luăm pe genunchi, o luăm cântând, o luăm rugându-ne, o luăm plângând, o luăm zâmbind, cum luăm cina Domnului. Și multe, multe argumente s-au construit în timp. Și noi, acum în timp, la 2000 de ani de instaurarea cinei Domnului, am rămas la anumite lucruri fixați și uităm care este, de fapt, cerința primordială a lui Dumnezeu ca să ne apropiem de această lucrare sfântă, împărtășie cu Domnul Iisus Hristos. De multe ori realizăm că facem cu scrupulozitate anumite ritualuri pentru cină și suntem gata să împărțim încete biserica vis-a-vis de elemente, de ritual, de cum organizăm cina Domnului, dar pierdem din vedere cel mai esențial aspect vis-a-vis de cina Domnului. Și acela este relația din biserică și cu Biserica lui Hristos. Vom vedea în această seară că fundamentul argumentului lui Pavel vis-a-vis de cina Domnului nu ține nici de azimă, nici de forma în care se ia, nu ține nici dacă e în picioare sau în genunchi, ci ține despre relația care trebuie să fie în biserică atunci când luăm cina Domnului. Și vom vedea că de aici derivă problemele la cina Domnului. Recapitulez în această seară pe scurt ce spuneam în joia trecută vis-a-vis de primele versete la acestui pasaj. Pavel spune că vă dau niște porunci, dar nu vă laud. Sunt probleme reale între voi. Și Pavel găsește că între ei erau probleme vis-a-vis de despărțirile și cetele care se făceau. Erau niște schisme în biserică și ei între ei se mâncau, se certau, se împărțeau pe grupuri și apoi veneau la cina Domnului. Vă spuneam ultima oară că era o rânduială și un fel de a participa la cină în biserica din Corint. Erau niște mese festive care se făceau împreună și în contextul acestor mese comune de dragoste, la un moment dat se servea și cina Domnului. Vom vedea mai târziu că Pavel face o reglementare vis-a-vis de cum ar trebui să luăm cina Domnului, ca nu cumva să facem o încurcătură între ceea ce înseamnă o masă comună și împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Dar aceste mese festive, cei bogați desconsiderau pe cei care erau săraci, cei care n-aveau cu ce veni de acasă. Ei nu aveau mâncarea lor proprie, ci veneau bogații cu ea. Și singura dată, la întâlnire, când puteau mânca toți o masă bună, la masă de dragoste, nu ajungea pentru fiecare. Pentru că cei bogați, cu clica lor bogați, mâncau împreună, se bucurau și cei săraci erau anatemizați, lăsați afară, puși deoparte. Și era o desconsiderare. Pavel spunea în concluzie, ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Păi voi între voi când vă adunați, voi faceți o mare problemă. Și Pavel concluziunea atunci, voi când vă adunați la olaltă, nu cina Domnului mâncați, mâncați masa voastră, dar nu puteți să o numiți cina Domnului, deoarece între voi sunt mari probleme. Și atunci Apostolul Pavel dă câteva rânduieli ce ar trebui să facem la cina Domnului. Am intitulat mesajul Cerințe pentru a sta la masa Domnului.
Care sunt cerințele pentru a sta la masă lui Dumnezeu? Și noi, în cadrul comunității penticostale române, de-a lungul anilor, am incorporat o sumedenie de rânduieli și reguli ca să ne pregătim corect pentru cina Domnului. Și în sine nu este rău că avem reverență și ne pregătim în modalitatea în care noi am crezut că așa ar fi frumos să ne apropiem de Domnul. Dar vreau să vă spun că uneori ne pierdem în niște ritualuri și uităm esența literalmente a cinei Domnului. Și de aceea sunt probleme în bisericile locale. De aceea avem probleme între noi, pentru că n-am respectat cel mai fundamental lucru și cerință din partea lui Dumnezeu atunci când ne adunăm împreună să vestim moartea, învierea și mântuirea lui Dumnezeu. Cerințe pentru a sta la masa Domnului. În primul rând, dragii mei, prima cerință ca să stai la masa lui Dumnezeu este comemorare și propovăduire. Versetul 23 până la 26. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți din paharul Domnului, vestiți paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. La cina Domnului, în fiecare lună, când noi ne adunăm împreună, dragii mei, noi comemorăm și noi prevestim, noi propovăduim ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Domnul Hristos. Noi suntem chemați la orice întâlnire de cina Domnului să ne aducem aminte spre ceea ce a însemnat jertfa lui Dumnezeu. Pavel ne spune că am primit de la Domnul ce v-am învățat. Rânduiala care Pavel o pune nu ține despre un aspect care el a conceput, nu este mentalitatea sa, ci el a primit de la Domnul prin revelație despre această lucrare. Ba mai mult, comparând ceea ce ne spune Evanghelile și ce ne spune Pavel, care n-a fost în noaptea cinei de față, observăm că se interpun perfect și chiar aceste învățături sunt exact cum le-a dat Domnul Hristos în noaptea cinei. Apostolul Pavel ne spune că a primit prin revelație divină această Evanghelie. Ne spune în Cartea Galateni că mai târziu a mers la Ierusalim să vadă și să compare dacă ceea ce predică el este exact cu ceea ce predică și apostolii lui Hristos. Și a găsit că această Evanghelie era exact identică cum a primit-o și el. Prin revelație Pavel primește de la Domnul. Mai mult, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, poruncile vis-a-vis de cina Domnului, țin, dragii mei, de ceea ce înseamnă învățătura lui Iisus Hristos pentru cina Domnului. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, nu spune că în noaptea Paștelui, măcar că la masa pascară s-a conceput lucrarea cinei Domnului. Nu asta spune Pavel, ci Pavel leagă această lucrare vis-a-vis de momentul când Domnul Hristos avea să fie vândut, momentul când avea să fie jertfit ca mielul lui Dumnezeu. Dar există ceva mai profund în această expresie. Atunci când venim la cina Domnului, riscăm ca între noi să fie frați care vin părtășia cu Iisus, care vând părtășia cu frații și care vând legătura frățească. Atunci, în noaptea când a fost trădat Iisus, atunci s-a instituit cina Domnului. Similar se poate întâmpla când noi venim la masa Domnului, între noi să fie frați care trădează pe Domnul în părtășie și biserica în legătură. În noaptea în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine. Ne pune acum în față o expresie frumoasă. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, găsim în Evanghelie, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând. Observați, dragii mei, actul cinei Domnului este un act de mulțumire. Expresia originală este euharistio, de unde noi am tradus euharistia, binecuvântarea sau mulțumirea în fața lui Dumnezeu. Cina Domnului este un act de mulțumire profund lui Dumnezeu pentru planul mântuirii adus. Vă reamintesc, dacă Dumnezeu nu concepea planul mântuirii,
nici unul din noi nu puteam să fim mântuiți. Indiferent cât de mult ne sfințeam noi, indiferent câte ritualuri făceam, indiferent câte spălături făceam, câți mii duceam la altar, nimeni nu putea să fie mântuit. Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos, Domnul, mărit să fie numele Domnului. De aceea, în noaptea aceea, Domnul Hristos, care știa planul mântuirii, a luat o pâine simbolic reprezentând trupul său și a binecuvântat pe Dumnezeu. Actul cinei Domnului este un act de mulțumire profund în fața lui Dumnezeu, dar este un act de comemorare. Domnul Hristos face o paralelă între pâinea aceea, simbolic vorbind, și trupul său care avea să fie frânt. Precum pâinea a fost ruptă și frântă, cum fratele Paul spune mai devreme, trupul Domnului Iisus Hristos a fost torturat, a fost distrus, a fost bătut și chinuit pentru noi, ca noi să fim mântuiți. Ei bine, noi comemorăm această lucrare ori de câte ori venim la cina Domnului. Dar e mai profund. Noi nu comemorăm un erou mort, ci noi amintim un erou viu care este Hristos Domnul. El este prezent între noi când stăm la masă cu Domnul. El însuși participă la masa aceasta binecuvântată. El nu-i mort în mormânt și noi amintim an de an că a murit pe noi Hristos, e mort acolo. El e viu și este prezent între noi. Mărit să fie numele Domnului. La cina Domnului noi comemorăm, noi pomenim pe Iisus Hristos care a murit pentru noi. Dar pomenirea în sintagma ebraică, dragii mei, înseamnă ceva mai profund decât ce înseamnă pentru noi. Până și pentru ei însemna mai mult. Ulterior, în ceea ce însemna grecul elenism, atunci s-a ajuns la o schimbare a simbolisticii. Simbolul acesta în Vechiul Testament îl găsim că are o conotație de a-ți aminti și a acționa în baza acestei lucrări. De bună oară găsim în Septuaginta această expresie că Dumnezeu și-a adus aminte de Israel. Eu vă întreb, i-o pomeni numai și o lăsa mai departe? Sau aducându-și aminte a intrat să-i salveze, să-i izbăvească? Pomenirea are de-a face cu o implicare practică propriu-zisă. De aceea Pavel ne spune, noi pomenim pe Domnul prin cina Domnului. Suntem chemați să facem acest act, să-l facem cum trebuie, pentru că ne amintim și trăim practic această lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Despre simbolul trupului, ani mai târziu, când cuvântul lui a fost dat la o parte, s-a inventat ideea transubstanțierii, care Biserica Catolică încă astăzi o propagă, anume că în momentul binecuvântării elementelor, ele devin literalmente carne și sânge. Nici unde nu spune așa ceva Sfânta Scriptură, ci Domnul Hristos folosește sistemul ebraic de simbologie. Dacă citiți în Galateni, în capitolul 4, cu 25, ne spune că Agar este muntele acesta a neamurilor, apoi Ierusalimul cel nou strigă către noi, sunt simboluri, ei vorbeau în simboluri, toți au băut din aceea stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Păi, Hristos nu era o stâncă, El era Dumnezeu, dar simbolul este dat pentru noi ca să înțelegem. Ei bine, Pavel ne spune, acea pâine reprezintă trupul lui Iisus Hristos și noi când facem această lucrare, noi pomenim, comemorăm, ne amintim de această lucrare profundă. Ba mai mult, când luăm paharul, reprezintă sângele legământului cel nou care e dat pentru noi. Amintiți-vă că ne spune în Ieremia 33 că atunci când avea să vină Domnul Hristos să aducă mântuirea, noi aveam să ajungem într-o stare în care Dumnezeu va scrie legile sale pe inimi de carne și nu de piatră. Și dacă cei care au avut legea veche n-au putut să o țină, Dumnezeu prin Duhul Sfânt a scris în natura noastră această lucrare a mântuirii. Mărit să fie Domnul! O schimbare nouă, totală, deosebită. Sângele legământului cel nou. Să faceți aceasta ori de câte ori veți bea din el. Adică avem planificat și suntem chemați să facem aceasta continuu, regulat, când venim la casa lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului și acum e important, până va veni El. Există un element escatologic în cina Domnului, adică biserica proclamă o credință reală că Iisus Hristos vine în curând. Și eu vă întreb, biserica din Kitchener,
Mai crede lucrul acesta? Nu știu cât de mult ne animă revenirea Domnului Hristos. Probabil că cel mai bun termometru este să vedem cum trăim viața noastră. Pentru ce trăim? Pentru ce alergăm zi lumină? Pentru ce ne strofocăm? Pentru ce ne dăm banii? Pentru ce ne consumăm energia? Asta ne va spune dacă cu adevărat ne e dor de Domnul sau ne e dor de acest pământ. Pentru că noi când venim la masa Domnului, proclamăm că așteptăm revenirea Lui. Noi credem că vie împărăția Ta. Noi credem această expresie. Și noi pomenim, vestim. De fapt, expresia vestim, dragii mei, este o expresie grecească care înseamnă a predica, a propovădui. Coloseni 1:28 are același cuvânt. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Noi propovăduim revenirea Sa, proclamăm că noi credem atunci când luăm parte la masa Domnului. O cerință ca să vii la cina Domnului este comemorare și propovăduire. Dacă în mintea ta nu merge sărbătoarea aceea și se imprimă Hristos a murit pentru mine, mă cuprinde, inima îmi plânge în mine, Domnul și-a dat viața pentru mine și mai mult sunt animat de o dorință vie, vino Doamne Iisuse, atunci degeaba e cina Domnului. Pentru ca să poți lua cina Domnului, trebuie să comemorezi și să proclami revenirea. Dacă viața nu-ți mărturisește aceasta, degeaba vii și degeaba ei. Observați, sunt elementele necesare pentru a participa la cina Domnului. În al doilea rând, dragii mei, ca să putem participa la cina Domnului, trebuie să privim la obligativitatea cercetării. Versetul 27-28. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta, bea din paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Observați câteva învățături vis-a-vis de această nevoie de cercetare și examinare profundă. De aceea, pentru că noi amintim moartea și proclamăm revenirea Domnului, oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul Domnului în chip nevrednic. Aici pe foarte mulți ne-a prins o neînțelegere și oamenii gândesc, eu nu sunt vrednic să vin la masa Domnului. Și eu vă întreb, și cine atunci este vrednic? Cine are drept să vină la masă? Păi eu cred că dacă stai în post 3 zile, dacă abstinență, dacă, poți să iei cina Domnului. Unde scrie asta în Sfânta Scriptură? Unde vedeți în expresia lui Pavel această cerință? Pavel spune, oricine mănâncă și bea în chip nevrednic, nu nevrednic, chip nevrednic, adică într-o aparență care nu dovedește un sentiment de atenție vis-a-vis de ceea ce se face în casa lui Dumnezeu. Fiecare, dar, să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Observați, suntem chemați să ne facem o evaluare interioară, personală, fiecare în dreptul nostru. Noi la cina Domnului nu întâlnim la alții. De ce ia fratele cina? Că la știu eu că are probleme cu tare, cu tare. Ia de ce ia cina Domnului? Uite cum o vin la biserică. Asta nu este chemarea ta. Chemarea ta este să te uiți înăuntru, să-ți cercetezi viața ta. Și Biblia spune, după ce ai cercetat, să nu mănânci, așa-i? Cercetându-ne, fiecare să mănânce din pâine și să ia din rodul viței. Observați, dragii mei, ceva ce se întâmplă în mintea noastră. Unii spun așa, m-am cercetat și nu pot să iau cina Domnului, pentru că m-am găsit nevrednic. Întrebarea este atunci, cei care au luat cina Domnului oarecum s-au găsit vrednici? Păi este o eroare, spunem asta, că nimeni nu-i vrednic prin propria sa putere. Hristos ne-a învrednicit și noi când stăm la cină, nu luăm că noi suntem buni, că Iisus Hristos a plătit pentru noi plata, mărit să fie Domnul. Deci dacă eu invoc că nu pot să iau cina, că nu mă simt vrednic, fratele lângă mine care eu a ce făcut? E vrednic, ăla-i sfânt, ăla-i supereroul lui Dumnezeu? Sau e ca și mine? Și atunci aici avem o problemă de înțelegere. Alții vor spune, nu mă cercetez și nu iau cina Domnului, pentru că simt că nu vreau să intru la discuții. Nu merg la mărturisire, asta nu ține de păstora, ține de viața mea personală. Necercetându-mă și neluând cina, sunt în egală măsură vinovat ca cel ce mănânc în chip nevrednic. Pentru că eu spun când nu vreau să mă cercetez,
când nu vreau să-mi repar viața, că păcatele mele nu sunt așa de grave. Mai degrabă mă țin eu cu ele și nu contează. Și atunci am o mare problemă cu Dumnezeu. Similar ca cel ce mănâncă și nu-și repară viața necercetându-se. Observați, dragii mei, nu putem scăpa de această chemare. Noi suntem chemați să mâncăm, să participăm la masa Domnului. Pavel niciunde nu invocă să nu mâncați, ci invocă cercetați-vă, reparați și apoi mâncați. Atitudinea cu care vii la casa lui Dumnezeu face toată diferența. Desigur, aici implică un aspect pe verticală. Relația mea cu Dumnezeu, mă cercetez dacă în viața mea a intrat vreun păcat, vreo situație nefavorabilă, ceva care mă oprește. Dar atunci sunt chemat să mă mărturisesc, să vin la Domnul, că dacă nu iau cina astăzi, vă întreb și vin răpirea la noapte, pot să plec la Domnul sau nu? Mă întreb, judecați voi singuri, spune Apostolul Pavel. Nu iau cina că nu mă simt vrednic și la noapte vine răpirea. Mergi în rai sau nu? Păi frate, Domnul cu mila. Păi Domnul cu mila la cină unde-i? Că nu aceeași milă te sfințește și pentru cina Domnului? Dumnezeu să sfințească inimile noastre, să lumineze cugetele noastre, ca să nu facem greșeli, dragii mei. Noi suntem chemați să mâncăm și să bem în urma cercetării făcute. Afară de faptul că există o implicare directă a vieții bisericii în care biserica chemată să judece, să aibă grijă, noi suntem chemați să participăm la cina Domnului. În al treilea rând, în schimb, dragii mei, o chemare, o cerință ca să stai la masa Domnului este să consideri biserica lui Dumnezeu. Ascultați versetul 29. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Întrebarea aici este despre care trup vorbește Apostolul Pavel aici. Este vorba despre trupul lui Hristos, ca și, dacă vreți, entitatea ființei sale, pâinea aceea care noi o mâncăm. Care este trupul despre care vorbește Apostolul Pavel? Observați că Pavel spune, cine mănâncă și bea, și își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește, eu aș spune completarea, trupul și sângele Domnului. Dar Pavel nu spune asta și n-a greșit. Cine nu deosebește trupul Domnului, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Trupul Domnului este biserica. Mai devreme ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10:17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, un singur trup. Atunci, căci toți luăm o parte din aceeași pâine, toți mâncăm o bucățică dintr-o singură pâine, reprezentând un singur trup care suntem noi, biserica. Cine mănâncă și bea fără să se cerceteze, fără să aibă grijă, nu deosebește trupul Domnului, biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, cina este un act comunitar și nu putem să dezlipim această esență de cina Domnului. Contextul cinei Domnului ne adună împreună. Nu luăm cina individualistic, eu cu Domnul, împărtășie. Fraților, noi suntem împărtășie cu Domnul. Și Domnul e prezent între noi, nu lângă mine, lângă noi toți. Și atunci contextul comunitar este esențial pentru a lua parte la masa Domnului. Cine mănâncă și bea și n-are grijă, își mănâncă și bea osânda, pedeapsa lui însuși, dacă nu deosebește biserica lui Dumnezeu. Amintiți-vă că la momentul cinei Domnului, instaurării cinei Domnului propriu zise, era o problemă de relaționare. Între apostoli se iscase o ceartă. Care era întrebarea între ei? Care este cel mai mare? Era o ceartă între ei să vadă care e mai special, mai bun, mai deștept, mai plăpând, mai cine știe cum. Care e cel mai mare dintre noi? Care are cele mai sfinte idei? Care e mai sfânt, mai curat, mai deștept? Și Domnul Hristos, ca să le dea o pildă, ca să poată lua cina Domnului, le răspunde printr-un act interesant, anume spălarea picioarelor. Când le spală picioarele Domnul Hristos, îi învață că ei toți sunt egali. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele voastre și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Observați, noi avem așa ierarhii. Este linia întâi, linia doua, a treia, a patra, a cincea, noi așa ne punem pe scara aceea. Dacă cel de mai sus, din linia întâia, eu, Domnul și Învățătorul, m-am coborât la voi și v-am spălat vouă picioarele, voi care sunteți, comparat cu mine, nimica, eu m-am coborât la nivelul vostru,
Voi atunci cine mai sunteți? Că după el se coboară toată linia până jos. El a nivelat întreaga linie. Toți suntem una în Iisus Hristos. Și atunci, la biserică, când venim, noi suntem ai Domnului, și ziceam de multe ori, nu putem să ne dezicem de niciun frate sau vreo soră, că suntem chemați să corectăm, să încredințăm, să încuvințăm, să încurajăm la fapte bune. Doamne ajută! Dar noi toți avem nevoie unul de altul. Toți suntem un singur trup. Nimeni nu poate să se dezică de unul din adunare. Dacă vrei asta, taie-ți degetul jos și vezi cum este. Nu faci că e a tău. Ei, Dumnezeu ne vrea pe toți în această biserică să fim un singur trup unitar. Și când mâncăm cina, noi mărturisim că suntem o unitate desăvârșită în biserică. Alminteri, nu deosebești, nu ai grijă, n-ai înțeles esența bisericii și intri în osânda lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că rezultatul nevegherii este următorul. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Problema fundamentală, dragii mei, aici este că oamenii nu diferențiau lucrarea care o făceau ei de unitatea bisericii. Contextul ne ajută. Versetul 20 ne spune, când vă adunați dar în același loc, nu puteți să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când s-a stat masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înaintea altuia. Aici era problema, discrepanțele dintre ei. Și Pavel ne spune, din pricina acestei neorânduieli, că n-aveți pace, dragoste, iubire între voi, ați ajuns să fie probleme în adunare. Observați, sintagma, mulți, nu puțini, mulți din biserică sunt neputincioși, n-au vlagă, n-au viață, n-au putere, mulți sunt bolnavi, literalmente bolnavi, și nu puțin dorm. Expresia că dorm este, dragii mei, că mulți au murit. Aceeași expresie o găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Cei ce au adormit în Domnul. Asta înseamnă să mori. Ei, Pavel ne spune, în biserică Dumnezeu intră la judecată. Pentru că ce mai departe, dacă ne-am judecat noi singuri, n-am fi judecați. Dar dacă noi ne judecăm, ne judecă Domnul. Cineva spunea, aveam pe inimă să dau o sumă de bani la biserică. Așa tot m-am judecat dacă să o dau și n-am dat-o. Am plecat acasă și pe drum n-am fost atent și mă trage poliția pe dreapta. Exact suma de bani care am vrut să o dau la biserică, am primit-o ca amendă de la poliție. Ei, dragii mei, Dumnezeu are o modalitate să-și ia dreptul Lui. Și dacă tu nu te pocăiești, intră Dumnezeu la judecată cu tine. Dacă ne-am judecat noi singuri, n-am fi judecați. Dar dacă noi refuzăm să ne judecăm, să ne corectăm, intră Dumnezeu El însuși la lucru. Și atunci ce spune Pavel? Când suntem acum judecați de Dumnezeu, noi suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți, condamnați odată cu lumea. Judecata lui Dumnezeu este corectivă de a ne reabilita, nu pentru a pierde mântuirea. De aceea Pavel spune, pentru că dintre voi nu v-ați pocăit, sunt unii care n-au putere. Și te uiți la biserică, că e așa parcă lâncezită uneori, și nu amin, nu aleluia, nu stare de bucurie, nu cântă nimeni, toți stăm așa plouați între noi. Asta înseamnă că avem probleme la capitolul cinei Domnului. Nu că n-ați luat 3 zile de post, că abstinență și altceva, că am venit la cina Domnului și am uitat că relația între noi contează în primul rând, dragii mei. Noi de multe ori facem un punct de ceea ce este cel mai neesențial și pierdem din vedere cel mai esențial lucru. Aici este problema noastră fundamentală. Pavel spune, sunt mulți neputincioși, pentru că cei neputincioși tot nu s-au corectat, intră Dumnezeu mai departe. Și unii bolnavi. Și vezi că fratele e bolnav de multă vreme. Frate, faceți-mi ungerea. Ai ceva de mărturisit? Nu, frate, eu cu Domnul, m-am mărturisit Domnului. Ai face ungerea, nu se vindecă. A, păstorul ăsta nu-i de nimic. Dacă era omul lui Dumnezeu, mă vindeca Dumnezeu. Și eu mă întreb, dar care e relația ta cu cina Domnului? Păi iau, frate, cina. Dar cum o iei? Păi așa cum trebuie. Stau în post, vin la adunare, plâng în bancă. Dar cu frații, cum ești? Te bucuri de frați? Ăla cu tare clevetire, vorbire de rău și multe altele, astea strică părtășia cu Domnul. Și dacă tot nu ne corectăm, Dumnezeu care ne vrea mântuirea, ne curăță și ne ia acasă. Și ne taie firul, ca nu cumva să ajungem condamnați odată cu lumea, spune Apostolul Pavel. Dorința Lui, mântuirea noastră. Și Dumnezeu lucrează cu desăvârșire ca să rămânem pe calea cea bună. De aceea concluzia finală lui Pavel era următoarea.
Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le vor rândui când voi veni la voi. Observați unde este punctul cheie? Este legătura frățească din biserică. De foarte multe ori am văzut că vis-a-vis de cina Domnului, mulți au niște încredințări foarte aspre. Și revin, dacă așa le simți pentru Domnul, ține-le mai departe. Dar nu uita, dragul meu, să nu pierzi din vedere ce e cel mai important. Degeaba ai stat în post 3 zile, degeaba ai făcut fel de fel de ritualuri și câte altele, degeaba te-ai oprit de la câte nu știu alte lucruri, ca să vii la biserică și să tragi geaca când vine sora lângă tine, că s-a pus lângă tine sora aia. Cum? Aia este lângă tine? Degeaba ai luat cina Domnului. Degeaba vii la biserică să te împărtășești dacă tu cu copilul tău nu poți să vorbești, dacă nu poți să-l vezi, dacă ai cuvinte de hulă față de el, dacă pe mama și pe tata nu-i stimezi, îi vezi ca oameni de nimic, că nu spiritual ca și tine. Degeaba iei cina Domnului. Poți să fii tu ultra sfânt. Dumnezeu n-are nevoie de fariseismul nostru. Dumnezeu vrea sfânta pocăință. Doamne, ajută la aceasta. Și sfânta pocăință include relația din biserică. Astfel, frații mei, puneți în ordine lucrurile ca să nu vă adunați spre o sândă. De asta vine pediapsa. Și de aici, dragii mei, aș vrea să închei. Să nu ne mai judecăm între noi pentru fel de fel de lucruri. Păi la noi, în zona noastră, se lua cina în picioare, la noi se lua pe genunchi, la noi se lua cu, nu știu, fel de fel de alte lucruri. De ce o luăm noi așa în biserică? Dragii mei, nu forma este problema. Problema este esența din inima mea și din inima ta. Că degeaba iau cina cu forma nu știu care, dacă în inima am răutate, ură pentru frații mei, Doamne, dă să ne pocăim din toată inima. Și vă pun în față un exemplu acum în încheiere. Un păstor spunea că un frate a venit la el și cu lacrimi în ochi a spus că a căzut într-un păcat. Era așa de întristat și a spus că, frate, eu nu știu cum să fac. Se va auzi, deja unii știu și se vede că și mărturia mea și mărturia bisericii va fi afectată din cauza acestui păcat. Păstorul a văzut că era foarte pătruns de vinovăția sa și pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Și a spus așa, roagă-te să te lumineze Dumnezeu, ce să faci când va veni cina Domnului? Spunea el, vreau să iau cina, dar nu știu cum să fac, ce mă fac în cazul acesta? Când a venit slujba cinei Domnului, păstorul spune că m-am ridicat în picioare și am făcut ceva neconvențional. Este cineva care vrea să spună un cuvânt în fața bisericii în această zi? Am întrebat așa din senin. Omul acela a venit din spate în față și a spus, eu vreau să fac o mărturisire. Și s-a mărturisit public în fața bisericii. Eu am avut o greșeală, am făcut o cădere și vreau să-mi cer iertare față de dumneavoastră ca și biserică că am greșit înainte lui Dumnezeu. Zicea păstorul că a venit așa ca un plâns peste biserică, frații au început să plângă, s-a simțit așa un moment de iertare și dragoste Duhului Sfânt și după aia au stat la părtășie cu Domnul împreună. Eu vă întreb, dacă ar veni unul să mărturisească acum, fraților, eu am greșit în ziua de azi, m-am supărat și am tras o jurătură, fraților, mi-e rușine, vă rog să mă iertați voi și Domnul. Ce am spune? Așa-i trebuie. Știm noi că la noi, știu, l-am văzut că mai merge pe dincolo, pe dincoace, ăsta mers la Starbucks, să nu-i pocăi de adevărat, că era pocăi, mergea Tim Hortons, asta e la Starbucks, de aia înjură, de aia înjură. Și așa îi luăm pe frați, dragii mei, și eu vă întreb, dar eu am postit, frate, abstinență, 3 zile, nu știu câte alte lucruri. De ce ne măgulim că avem noi vrednicie noi înșine, dragii mei? Vrednic e numai Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Eu cu dumneavoastră suntem vrednici că Dumnezeu ne vrednicește, nu că noi avem vrednicie. Chipul și atitudinea vrednicii o vrea Dumnezeu în noi. Și de multe ori am vorbit despre chipul vrednic fiind îmbrăcămintea decentă și nu știu câte alte lucruri, dragii mei. Chipul vrednic în adunare este dragostea neprefăcută unii pentru ceilalți. Doamne, ajută la aceasta! Și dacă nu mă credeți, dragii mei, închei citindu-vă Ioan capitolul 4 de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi se arăta prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, nu stă în faptul că ne-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Hai să ne cercetăm în această seară.
cum stăm la capitolul iubire față de frați, dragii mei? Cum ne iubim noi unii pe alții în adunare? Gândiți-vă când a fost ultima oară când ați bârfit pe cineva din adunare, împreună cu mine. Ne gândim fiecare netul nostru. Când a fost ultima oară când am vorbit de rău pe frați? Când a fost ultima oară când ne-am mâniat pe un frate că nu ne-a plăcut nouă ceva ce a făcut el? Când a fost ultima oară? Și apoi întrebați-vă câtă dragoste avem noi în inima noastră. Știți că Biblia spune, cui se iartă mult, iubește mult. Tind să cred că cei care nu pot iubi pe frați sunt oameni care nici încă azi n-au experimentat iertarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te iartă pe tine, când Dumnezeu îți iartă vina păcatului tău, n-ai de cum să iubești pe oameni, că dacă pe mine m-a iertat Dumnezeu, pe cum să nu iert și eu pe alții? Doamne, ajută la aceasta! Să avem o dragoste neprefăcută, o iubire pentru frați și atunci în chipul vretnic, în părtășia bisericii, să stăm la masă cu Domnul. Desigur, este învederat că relația pe verticală trebuie să fie întotdeauna bună. Nu numai la cine ne cercetăm, dragii mei, ci și luni, și marți, și joi. Eu mă cercetez, am supărat pe Domnul astăzi? Am făcut ceva nepotrivit? Eu în fiecare zi sunt chemat să mă pocăiesc. Dar la părtășia cinei Domnului sunt chemat să mențin o relație bună cu frații. Doamne, ajută la aceasta! Să ne iubim din toată inima și Dumnezeu să ne iubească și El. Amin.